Căutarea victoriei, împlinirea unui vis. Odată, într-un interval de odihnă pe mare, am meditat asupra stării perfecte și m-am întrebat ce aș fi de aș fi avut ochi prea curați pentru a cuprinde nedreptatea, dacă pentru mine toate lucrurile ar fi fost pure, iar eu fără de vină. Pe când mă pierdeam în acest înfocat cuget, m-am trezit ridicat deasupra tărâmului întunecat al simțurilor. Atât de intensă era senzația, încât m-am simțit o ființă de foc, sălășluind în trup de aer. Voci ca din coruri cerești, cu exaltarea celor ce ieșiseră învingători din luptea cu moartea, căutau și cântau. Se înalță, se înalță, și am știut intuitiv că se refereau la mine. Apoi părea că pășesc în noapte. Curând am ajuns într-un loc ce putea fi antica scăldătoare a vitezdei, căci aici stătea o mare mulțime de neputincioși, orbi, schilozi, paralitici, așteptând nu tulburarea apei din tradiție, ci așteptându-mă pe mine. Pe când mă apropiam, fără vreun gând sau efort din parte-mi, unul după altul se refăceau ca sub bagheta magicianului frumuseții. Ochi, mâini, picioare, toate mădularele lipsă, erau trase din vreun rezervor invizibil și modelate în armonie cu acea perfecțiune pe care o simțeam izvorând în mine. Când toți au fost făcuți perfecți, corul jubila, s-a săvârșit. Apoi scena s-a șters și m-am trezit. Știu că viziunea aceasta era rezultatul meditării mele intense asupra ideii de perfecțiune, căci meditațiile mele aduc invariabil uniunea cu starea de contemplație. Fusesem atât de complet absorbit în idee că, pentru un timp, am devenit ceea ce am contemplat, iar scopul înalt cu care mă identificam, pentru o clipă atrasă compania lucrurilor înalte și a țesut viziunea în armonie cu natura mea interioară. Idealul cu care suntem uniți lucrează prin asocierea cu ideea pentru a trezi o mie de dispoziții care să creeze o dramă ce menține ideea centrală. Am descoperit această relație strânsă dintre dispoziții și viziune prima dată pe când aveam vreo 7 ani. Am devenit conștient de o zvâcnire de viață misterioasă în mine, ca un ocean în furtună, de o forță înspăimântătoare. Știam mereu când mă voi uni cu această identitate ascunsă, fiindcă simțurile mele așteptau nopțile acestor vizite și știam dincolo de orice îndoială că înaintea dimineții voi fi singur cu imensitatea. Așteptam cu atâta nerăbdare aceste vizite încât stăteam întins treaz până ce ochii mi se închideau de prea multă oboseală. Când mi se închideau ochii în somn, nu mai eram singur, ci inspirat până în străfunduri de o altă ființă și totuși o știam a fi tot eu. Părea mai bătrână ca viața și totuși mai aproape mie decât copilăria. Dacă spun cele ce am descoperit în acele nopți, nu o mai fac pentru a-mi impune ideile asupra altora, ci pentru a le da speranță celor ce caută legea vieții. Am descoperit că dispoziția mea expectativă funcționa ca un magnet, unindu-mă cu acest mai mare eu, iar temerile mele îl făceau să apară ca o mare furtunoasă. Ca băiat, am închipuit acest sine misterios ca fiind puternic în unirea mea cu el și simțeam maestozitatea ca pe o mare furtunoasă care mă înmuia, apoi mă rotea și scutura, mă scutura ca pe un val neputincios. Ca bărbat, l-am închipuit ca iubire și pe mine ca fiu al său, iar în uniunea mea cu el, ce iubire mă cuprinde! E oglinda a toate. Orice îl închipuiam a fi, aceea el este pentru noi. Îl cred a fi centrul prin care toate firele universului sunt trase. Așa că mi-a modificat valorile și mi-a schimbat ideile, astfel încât ele depind acum și sunt în armonie cu această singură cauză a tot ce este. Este pentru mine acea neschimbătoare realitate care croiește împrejurări în armonie cu conceptele noastre despre noi înșine.
Experiențele mele mistice m-au convins că nu e altă cale de a aduce la viață perfecțiunea exterioară pe care o căutăm decât prin transformarea noastră. De îndată ce ne reușim transformarea, lumea se va topi magic în fața ochilor noștri și se va remodela în armonie cu ceea ce transformarea noastră afirmă. Două alte viziuni voi mai spune pentru că acestea poartă adevărul afirmației mele că noi, prin intensitatea iubirii sau urii, devenim ceea ce contemplăm. Odată, cu ochii închiși, scripind în cugetare, am meditat asupra eternei întrebări. Cine sunt eu? Și m-am simțit topindu-mă încet într-o mare nețărmurită de lumină fremătândă, imaginația trecându-mi dincolo de toată frica de moarte. În această stare nu exista nimic în afară de mine, un ocean de lumină lichidă fără margini. Nici când, altcândva, nu m-am simțit mai apropiat cu ființa. Cât a durat experiența asta, nu știu, dar întoarcerea mea pe pământ era însoțită de un sentiment distinct de recristalizare în formă umană. Altădată, întins pe pat și cu ochii închiși ca în somn, am cugetat asupra misterului lui Buddha. În scurt timp, cavernele întunecate ale creierului meu au început să se lumineze. Păream a fi înconjurat de nori luminoși, care emanau din capul meu ca inele de foc pulsând. Nu vedeam nimic altceva decât aceste inele luminând pentru o vreme. Apoi a apărut în fața ochilor mei o piatră de cristal de cuarț. În timp ce îl priveam, cristalul s-a spart în bucăți pe care mâini nevăzute îndată le-au modelat într-un Buddha viu. Pe când mă uitam la această figură meditativă, am văzut că eram eu. Eu eram Buddha cel viu pe care îl contemplam. O lumină ca soarele străluci din această imagine vie a mea, cu intensitate crescândă, până ce a explodat. Apoi lumina s-a pierdut treptat și iată-mă din nou în camera mea. Din ce sferă sau comoară a creației au venit această ființă mai presus de om, veșmintele sale, cristalul, lumina? Dacă vedeam, auzeam și mă mișcam într-o lume a ființelor reale, când îmi părea că pășesc în noapte, când schilozii, paralitici, orbi erau transformați în armonie cu natura mea interioară, atunci sunt îndreptățit să presupun că am un corp mai subtil decât cel fizic, un corp care se poate separa de cel fizic și poate fi folosit în alte sfere, pentru că a vedea, a auzi, a se mișca sunt funcții ale unui organism, oricât ar fi el de eteric. Dacă iau în calcul alternativa că experiențele mele psihice erau fantasme de mine închipuite, tot sunt împins spre minunare de acest puternic sine care fulgeră în mintea mea o poveste atât de reală ca cele pe care le trăiesc când sunt trezit de plin. În aceste înfocate meditații am intrat iar și iar și știu dincolo de orice îndoială că ambele presupuneri sunt adevărate. Găzduit în interiorul acestei forme de pământ este un corp armonizat unei lumi de lumină și eu prin meditație intensă l-am înălțat ca și cu un magnet prin craniul acestei case întunecate a cărnii. Prima dată când am trezit focurile în mine, am crezut că are să-mi explodeze capul. Era o vibrație intensă la baza craniului meu, apoi o bruscă uitare a toate. Apoi m-am trezit îmbrăcat în veșminte de lumină și legat printr-un cordon argintiu de corpul adormit de pe pat. Atât de exaltate mi-erau sentimentele încât m-am simțit printre stele. În acest veșmânt am colindat sfere mai familiare decât pământul, dar am descoperit că, la fel ca și pe pământ, condițiile erau făurite în armonie cu a mea natură. Fantasme de sine închipuite, te aud spunând, nu mai mult decât cele de pe pământ. Sunt o ființă nemuritoare, închipuindu-mă ca om și făurind lumi în asemănarea și chipul concepției mele de sine. Ceea ce imaginăm, aceea suntem. Prin imaginația noastră am creat acest vis al vieții și prin imaginația noastră vom reintra în acea lume eternă de lumină, devenind ceea ce am fost înainte de a imagina lumea. În economia divină nimic nu se pierde.
Nu putem pierde nimic decât coborând din sfera în care lucrul are viața sa firească. Nu există putere transformatoare în moarte și, fie că suntem aici sau dincolo, ne făurim lumea care ne înconjoară prin intensitatea imaginației și sentimentelor noastre și ne iluminăm sau întunecăm viețile. Nimic nu ne e mai important decât concepția despre noi și cu atât mai adevărat este acest lucru atunci când ne referim la conceptul nostru despre cel ascuns adânc în noi. Cel care ne ajută ori îngreunează, fie că știu, fie că nu, sunt servitori ai legii care făurește împrejurările exterioare în armonie cu natura noastră interioară. Este concepția noastră despre noi înșine, cea care ne eliberează sau constrânge, deși ea poate folosi mijloace materiale pentru a-și atinge scopul. Pentru că viața modelează lumea exterioară pentru a reflecta aranjamentele interioare ale minților noastre, nu e altă cale de a ne însuși perfecțiunea exterioară în afară de transformarea noastră. Niciun ajutor nu vine din afară. Înălțimile spre care ne ridicăm ochii sunt cele din raza interioară. Este așadar conștiința noastră, cea spre care trebuie să ne întoarcem ca fiind singura realitate, singurul fundament pe care toate fenomenele pot fi explicate. Ne putem baza absolut pe dreptatea acestei legi de a ne oferi numai ce e în natura noastră de sine. A încerca să schimbăm lumea înainte de a ne schimba conceptul despre noi înșine înseamnă a lupta împotriva firii lucrurilor. Nu poate fi vreo schimbare exterioară până ce nu e o schimbare interioară, precum înăuntru, așa și afară. Nu propovăduiesc indiferență filozofică atunci când sugerez că ar trebui să ne imaginăm că deja fiind ceea ce vrem să fim, trăind într-o atmosferă mentală a măreției, în loc să folosim mijloace și argumente fizice pentru a produce schimbarea dorită. Tot ce facem, ne însoțit de schimbarea de conștiință, e numai reajustare inutilă a suprafeței. Oricât ne trudim, ori luptăm, nu putem primi mai mult decât presupunerile noastre subconștiente. A protesta împotriva a orice ni se întâmplă înseamnă a protesta împotriva legii ființei noastre și a conducerii noastre asupra propriului destin. Împrejurările vieții mele sunt prea strâns legate de concepția mea de sine pentru a nu fi lansate de propriul meu spirit. Dacă e suferință pentru mine, în aceste întâmplări trebuie să scotocesc în mine după cauză, fiindcă sunt împins încoace și încolo și făcut să trăiesc într-o lume armonizată propriului meu concept de sine. Meditația intensă produce o uniune cu starea contemplată și în timpul acestei uniuni zărim viziuni, avem experiențe și ne purtăm în funcție de schimbarea de conștiință. Asta ne arată că o transformare a conștiinței va rezulta în o schimbare a mediului și comportamentului. Totuși, alterările noastre de conștiință obișnuite, pe măsură ce trecem de la una la alta, nu sunt transformări, fiindcă fiecare e atât de rapid succedată de alta în direcție inversă, dar oricând o stare devine atât de stabilă încât să-și alunge categoric rivalele. Atunci acea stare centrală devine obișnuință și definește caracterul. Aceasta e transformare adevărată. A spune că suntem transformați înseamnă că ideile anterior periferice în conștiința noastră au luat locul central și formează centrul habitual al energiei noastre. Toate războaiele dovedesc că emoțiile violente sunt extrem de puternice în precipitarea rearanjărilor mentale. Fiecare mare conflict a fost urmat de o eră a materialismului și a lăcomiei, în care idealurile pentru care s-au purtat aparent ostilitățile au fost suprimate. Asta e inevitabil, deoarece războiul evocă ură, care provoacă o coborâre în conștiință din planul idealului la nivelul unde se poartă conflictul. Dacă am devenit la fel de strâniți emoțional pentru idealurile noastre, cum devenim pentru neplăcerile noastre, ne-am înălțat spre planurile idealurilor noastre la fel de ușor cum coborâm acum la nivelurile noastre.
Iubirea și ura au puteri magice de transformare, iar noi creștem prin exersarea lor în asemănarea a ceea ce contemplăm. Prin intensitatea urii creăm în noi caracterul pe care îl imaginăm în dușmanii noștri. Calitățile tânjesc după atenție, astfel că stările neplăcute pot fi cel mai bine șterse imaginând pe cap cu nună în loc de cenușă, un de lemn de bucurie în loc de veșminte de doliu. Isaia 61:3. În locul atacului direct asupra stării de care ne-am vrea eliberați. Câte sunt vrednice de iubit, câte sunt cu nume bun, la acestea să vă fie gândul. Filipeni 4:8. Căci devenim acel lucru cu care suntem în armonie. Nu e nimic de schimbat în afara conceptului nostru de sine. Omenirea e o singură ființă, în ciuda multor sale fețe și forme, și există numai atâta separare aparentă în ea cât găsim în propria noastră ființă când visăm. Imaginile și împrejurările pe care le vedem în visuri sunt creații ale propriei noastre imaginații și nu au altă existență în afara noastră. Același lucru e adevărat despre imaginile și împrejurările pe care le vedem în acest vis al vieții. Ele ne descoperă conceptele despre noi. De îndată ce reușim în transformarea sinelui, lumea noastră se va topi și refăuri în armonie cu ceea ce afirmă schimbarea noastră. Universul pe care îl studiem cu atâta grijă e un vis, iar noi visătorii visului, visători eterni visând visuri neeterne. Într-o zi, precum Nabucodonosor, ne vom trezi din vis, din coșmarul în care luptăm cu demoni, ca să descoperim că nici n-am plecat de fapt de acasă, că nu ne-am născut și nu am murit niciodată, decât în visul nostru. Sfârșit! Aici am citit pe această bancă, dar eu nu voi opri înregistrarea, să vedem, n-am uitat ceva, nu. Și filmez puțin malul Mureșului și parcul, pentru cine vrea să mă însoțească în drum spre casă. În curând va fi verde. Sălcile astea frumoase.
Suntem în Arad, pe malul Mureșului. Aici voi încheia. Mulțumesc frumos pentru atenție.